aplică, regulamentul a fost schimbat, dar să vedem partida. Bucescu acum dă drumul în extremă, Corșoș la colțul scurt reușește să marcheze stângă maghiară. Primul gol al partidei vine de la Rapid, imediat CSM încearcă să marcheze, dar intervine Dian contra Dunării Brăila în semifinala de ieri. Acum intervine și Glozer, dar Rapidul are noroc și reușește. Evident, aruncarea de la 7 metri. Intervine excelent Glozer. A doua paradă pentru portarul francez, care a avut o în luna decembrie. Acum depășire bună a lui Kobilinska. Restabilește egalitatea jucătoarea Polo. Bun, fazele se succed cu depeziciune. Acum grozav reușește să o învingă pe Glozer. Kobilinska din nou pentru Neagu. Neagu pătrunde, Neagu aruncă printre picioarele Dianei Ciucă și restabilește din nou Neagu pe contraatac. Să vedem ce soluție va alege. Una bună, Arsen pătrunde și ia Östergard și falanga nordică. Östergard a venit de la Bietigheim, dar este o jucătoare foarte experimentată. Din nou pentru Corșoș, boltă superbă a jucătoarei maghiare și deja al doilea gol pentru Dorin. Să creeze culoare pentru Giulie Ștence. Grozav intervine foarte bine Glozer și Pintea recuperează. Bucescu pentru Grozav. Amenințare de joc pasiv, dar Grozav aruncă foarte bine pe întors. Rapidul poate fi surprins acum. Bună pasa pentru Pintea, care ratează excelent Diana Ciucă. Două parade și pentru Ciucă. Foarte bune evoluțiile portarilor. Neagu aruncă și reușește să înscrie 4-4. Al doilea gol și pentru Cristina Neagu. Neagu pentru Kobilinska, bate bine mingea. Kobilinska aruncă pentru Campinso pe Monica Kobilinska. Grozav contra Glozer, din nou duel între cele două, din nou câștigă Franțuzoaica. Senzațional ce reușește în acest început de partidă. În această supercupă, așadar 75%. Ingstad, superbă pasa Cristinei Neagu și este 6-4 pentru prima dată în acest meci. Rapid de la 7 metri, din nou Glozer, Caracatița Glozer este învinsă, Rapid punctează 6-5. Extremă, o combinație 100% franceză cu Laura Flip. Neagu aruncă și marchează, nu? Ba da, a marcat adversarii sale. Acum încearcă Zadi pentru, cred că a fost Ingstad care punctează și ea, iată. Superioritate pentru Rapid, pivotul a ieșit la joc. Acum Fraga Fernandez găsește excelent, parge defensiva CSM-ului și marchează. Ca Inter acum de la Zadi pentru Kobilinska, din nou Franțuzoaica, Zadi pentru Ingstad. Ce a reușit Zadi, ce eliminare. Fază. Când a marcat 12 goluri aici, am înțeles ce s-a fluierat și Zadi reușește să marcheze. Zadi să refuze și avantajul. Acum Corșoș va avea 4 goluri și face acest lucru. 4 goluri din cele 7. Kobilinska pentru Neagu. Neagu, Kobilinska. Kobilinska! Superbă aruncare. 3 goluri și pentru ea. Da, are undeva la peste 40%. Neagu aruncă acum și Canor acum pentru Grozav. Pătrunde bine Grozav și reușește să marcheze. Excelent această pătrundere și aruncare, prin care nu marcase acum pentru Gutierrez. Apără Șandru. Da, Rapidul a avut probleme. De acum Grozav pentru Nesgard. Alexandra Badea găsește colțul lung al porții lui Laura Glozer. Laura Flip, Zadi, ușea inima Andip, pătrunde și vine primul gol al Crinei Printea, sper să nu greșesc. Din această eliminare, Neagu pentru Kobilinska. Au, cred că s-a accidentat acolo, înscrie CSM, 2 minute eliminare din nou pentru Rapid. E un moment foarte important al partidei, deja la 6 goluri greșește echipa giuleșteană. Neagu talonată de Nesgard, marchează Neagu. Și probabil, da, cere 2 minute eliminare, probabil că dacă n-ar fi fost în dublă inferioritate Rapidul. Și continuă Rasmussen să joace cu Românce. Ce culoare acolo pentru Zadi. Greu de anticipat între cele două echipe. Canor de la distanță. Orlan Canor, Fraga, da? Fernandez lasă în extrem acolo și Badea ratează în superioritate Rapidul. Rapid în această parte secundă n-a reușit. Foarte, foarte periculoasă acolo intrarea lui Gutierrez, dar o nouă paradă. Crina a fost trimisă pe merit la bancă. Din nou Canor pentru Fraga Fernandez.
Gutierrez are din nou intervenție de cap. Neagu, aruncare puternică, dar intervine foarte bine Șandru. 5 goluri, să fie oare semnalul unui comeback al echipei lui Rasmus. În bună pasa pe pivot Ostase pentru Lorena Ostase, dar și pentru un moment important Fraga Fernandez punctase Trine Östergaard. Nicio șansă pentru Șandru și da, după 6 minute a marcat CSM-ul mai devreme. Acum ai Noa Hernandez, gol frumos al Rapidului, bună combinația cu pivotul. În 18 minute rămase în această repriză, acum aruncă din nou. Gol superb înscris de Dorina Corșoș pentru golul cu numărul echipa lui Kim Rasmussen. Au nevoie de aceste încurajări. Gutierrez acolo, insinuarea fostei jucătoare a Rapidului. Fernandez aici, amenințare de joc pasiv, aruncă, poate să facă din nou 7 goluri diferență. Zadi marchează cu o aruncare în diagonală, 21-14. În ofensivă acum Orlan Canor încearcă să pătrundă, punctează Canor după un duel cu Gutierrez. Creează spațiu pentru Neagu Gutierrez, 1-1 cu... Asta este adevărul, marchează Gutierrez. Golul, Neagu acum. Neagu. Dintre cele două echipe, Canor n-a reușit să marcheze. Armțăn acum pentru extremă, pentru Gutierrez, marchează Hennifer Gutierrez și se fac 9. Cu siguranță vor mai exista transferuri aici, aproape de un nou gol CSM, dar Alicia Fraga Fernandez pleacă pe contraatac și reușește să marcheze. 24-16, CSM Rapid. CSM, pe de altă parte, CSM a avut cel mai bun start de sezon din istorie. Marchează Fraga Fernandez aici, cel mai bun start din istorie în Champions League, dar apoi acolo s-a încheiat parcursul echipei bucureștene. Neagu pasă pentru Pintea, marchează Pintea, al doilea ei gol. Plus, este cu adevărat interesant de văzut cum se va descurca pe tot parcursul acestui sezon. Pintea mai marchează o dată, a încasat 18 goluri cu Târgu Jiu. Cum a intrat și Stoica la CSM în locul lui Neagu. Pintea ținut acolo de Crina. Pintea n-a putut fi oprită de două jucătoare. Va avea foarte mult de muncă în acest sezon. Cele două echipe se vor mai întâlni o dată în etapa 5-a, dacă nu mă înșel, în a treia. Meciul va fi locul Crinei pe pivot, sora sa. Nu marca Sărânțăn până acum, a făcut-o. Emilian Sen a ales să continue la CSM, este o jucătoare extraordinar de importantă. Strategia gândită de acum 2 ani, vicecampioana sezonului trecut și interesantă cumva și de ceea ce este foarte, foarte puțin în condițiile în care s-a ajuns în minutul 57 Manchester City 2-1, tot o norvegiancă în extremă, bine. N-a avut acolo Corșoș pe unde, dar foarte frumos golul Alexandrei Badea. Inteligentă Badea, curat mingea dintre picioarele goalkeeperului norvegian. Am greșit, cer scuze. Ostase a fost cea faultată la linia de la 7 metri. Boltă. Da, Adi Vasile deja a început sărbătoarea pe banca CSM-ului. Între timp, Sorina Grozav punctează. 10 secunde. Nu mai forțează CSM-ul. Acum Stoica mai are o aruncare, poate. Cred că doar marchează. Stoica. A marcat, da. A vrut și ea să marcheze primul ei gol. CSM București, un meci dominat de la cap la coadă. O apărare fantastică pentru campioana României, câștigătoarea Cupei României și acum super campioana României, câștigătoarea Supercupei. Vin și jucătoarele care nu au evoluat.